Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț a scos pentru săptămâna în curs mai puține locuri de muncă la Roman. Această săptămână, cei care își caută un loc de muncă au la Agenția Locală pentru Ocupare a Forței de Muncă din Roman un număr de 160 de locuri de muncă disponibile. Cele mai multe sunt în domeniul construcțiilor, agriculturii și silviculturii, în număr de 66, urmate de cele din domeniul industriei, preponderent cele din industria textilă, atât pentru calificat cât și pentru necalificat. Pe total sunt 61 de locuri de muncă vacante și în comerț și servicii pentru această săptămână sunt doar 33 de locuri de muncă vacante. Comparativ cu săptămâna anterioară, locurile de muncă vacante sunt într-o ușoară scădere, motivat de faptul că o parte dintre ele a expirat perioada pentru care au fost anunțate la instituția. La nivelul întregului județ au fost publicate un număr total de 488 de locuri de muncă în sectorul privat, din care la Piatra Neamț 237, iar la Târgu Neamț 91.